Bună, sunt Dan Moldovan și acesta este un tutorial pentru noile funcții de lucru cu tabelele în Microsoft Excel pe care eu le-am introdus în Microsoft Standard Expert. După cum vedeți aici, am o mulțime de foi care conțin tabele formatate în Microsoft Excel. În momentul în care avem multe asemenea tabele și dorim să le colorăm, să le aplicăm un anumit stil, este foarte greu să ne ducem de la un tabel la altul să aplicăm stilul respectiv. Și atunci, funcția de copiere a stilului tabelului și aplicare la celelalte tabele este la îndemână. Din tabul expert selectăm copiază stilul tabelului și dacă selectăm yes, ne copiază stilul la toate tabelele pe care le avem în registrul respectiv deschis. Dacă selectăm no, atunci putem renunța la stilul pe care l-am aplicat deja în tabele. Funcția de printare a tabelului selectat vă permite printr-un click pe tabelul formatat ca tabel în Microsoft Excel să printați doar acel tabel pe care l-ați selectat. Ați dat un click în tabel, automat aplicația recunoaște că este un tabel și îl selectează pentru a putea fi printat, fără să vă mai duceți prin 2-3 submeniuri în Microsoft Excel pentru a seta foaia respectivă, să listăm doar un tabel, să selectați tabelul pentru a-l printa, mai ales dacă sunt tabele foarte mari. Este greu să selectezi o zonă mare cu mouse-ul. Că tot discutăm de multe tabele, ați văzut că m-am folosit de navigatorul de tabele să sar dintr-un tabel în altul. Acest navigator este mai vechi, dar de curând l-am îmbunătățit, i-am adăugat o funcție nouă, cea de ascundere a rândurilor care nu au valori pe toate coloanele. La această funcție avem posibilitatea să ignorăm sau nu prima sau ultima coloană din tabel, adică evaluarea să nu ia în calcul prima coloană, de exemplu. Dacă pe prima coloană noi avem un text care dorim să nu fie luat în calcul. De regulă, atunci când aveți rapoarte preluate din contabilitate, anumite rânduri în anumite luni nu au valori, text sau o formulă și așa mai departe. Și să vă arăt acum pe aceste tabelașe cum să vă folosiți de această funcție. După cum vedeți în primul tabel, eu am colorat în verde celulele care nu au valoare. Rândul 6 va fi ascuns din tabel. În următorul tabel, dacă ignor prima coloană A, voi avea ascuns rândul 14, pentru că pe rândul 14 eu am două coloane care nu au valori. Dacă mă duc la următorul tabel și ignor coloana din dreapta, voi avea tot așa două rânduri pe care aplicația mi le va ascunde. La următorul tabel, care are trei coloane A, B, C, dacă bifez ambele opțiuni, să nu mi-am considerare prima și ultima coloană, o să-mi dea un mesaj de avertizare pentru că nu există suficiente rânduri în stânga și în dreapta ca să fac evaluarea dacă un rând sau nu are valori pe toate coloanele. La următorul tabel funcționează pentru că am patru coloane și există cel puțin încă o altă coloană de unde să fac evaluarea dacă există sau nu celule fără valoare. Iar în acest tabelaj, încă o dată, funcția de copiere a stilului de la un tabel la altul, ca să vedeți cum se aplică. Ca să fac o paranteză acum la încheiere, este o funcție care este asemănătoare cu cea pentru grafice, în care se preia stilul unui grafic și se aplică la restul graficelor. Este o funcție și mai veche și este explicată într-un alt film. În descrierea filmului găsiți link-uri și spre aplicație, spre acest utilitar și spre alte filme în care am prezentat funcțiile disponibile. Sunt Dan Moldovan și vă mulțumesc pentru atenție!